Bună dimineața, bine te-am găsit, Daniela Simulescu. Iată și o zi de martie 24, martie 24, martie. Cred că vreau să repet că vreau să cred că am scăpat de ziua de ieri, de conjuncția Mercur-Neptun, destul de zăpăcită, haotică și plină de confuzie. În continuare, conjuncția se resimte și cred eu că se va resimți până la sfârșitul săptămânii, când Mercur va intra în berbec. Asta se va întâmpla duminica, dar discutăm mâine despre acest lucru. Azi nu am un aspect de care să-ți pomenesc, că în mod special ne apropiem de un sextil între Mercur și sextil și spuneam de intrarea lui Mercur în berbec, dar e o lună care își continuă așa un tranzit prin Săgetător și poate începe să ne facă să ne dăm seama că chiar dacă această lună Săgetător se lovește și ea de Neptun, de Jupiter, de Mercur, începe să ne facă să ne dăm seama, stai puțin, că e posibil pe undeva să ne fi înșelat sau să ne fi păcălit, da? Bun. Hai să ne uităm la ce ne arată astrele. Să te invit și la zodie și la ascendent, să faci un mixaj între cele două și să mă apezi de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Nu uita că aici sunt simple recomandări bazate strict pe teoria astrologică și pe experiența mea, bineînțeles, în această meserie, aș putea spune, în acest domeniu, încă din 2008 încoace. Deci e ceva experiență în spate. Am vrut așa să mă mai validez încă o dată. Bun, începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Nevoia este să te duci în față, Mercurul ăla în Neptun încă te trage în spate. Acum depinde de tine cum vei ști să gestionezi. De câte ori te vei întâlni cu o persoană, poate cu un prieten, da? Dacă îl vei privi cum îl preveai în trecut, nu o să rezolvi nimic. Da? Vei sta în aceeași băltoacă de victimizare, în aceeași situație care nu ți-a convenit, dar n-ai știut să o precizezi în momentul respectiv. Încearcă asta să-i vezi pe oamenii din viața ta așa cum sunt aici și acum. Că s-ar putea să nu-ți mai placă de ei, dar important e și acum ce se întâmplă, nu ce s-a întâmplat în trecut. Sau poate chiar acum nu-ți plac cum nu ți-a plăcut nici înainte. Sau poate acum îți place, de cine știe, îi vezi cu alți ochi. Deci încearcă să nu te bazezi mult pe trecut astăzi. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Îți atrag atenția doar asupra unui lucru destul de important. Atunci înseamnă, cum aș putea să spun eu ție, cum aș putea eu să spun ție, la câtă importanță o dai oamenilor sau la așteptările tale față de oameni. Că dacă tu ai trăit o viață într-un stil, cu anumite principii, cu anumite valori și tu le pui și pentru celălalt și crezi că și el a trăit la fel, te vei înșela marnic și vei rămâne dezamăgit și foarte confuz. Proiecția ta despre ceilalți, câteodată, mai ales în zilele astea, nu are legătură cu realitatea. Și ce vei face? Te vei plânge, te vei supăra, că nu ți se pare normal, că ăla trebuia, că așa-i corect, așa-i drept. Și o să pierzi așa o zi, mult timp o să pierzi așa. Așa că încearcă să nu te zbați prea mult. Trecem la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni. Intri într-o, cum aș putea să-ți explic eu, într-o competiție cu celălalt de cine are dreptate. Cine știe mai bine. Cine este mai bun. Cine a descoperit. Și știți despre ce este competiția asta? Între cine aduce mai multe scuze. Da, eu am greșit pentru că am făcut. Da, și eu am greșit pentru că. Și, de fapt, nu vă acceptați niciunul nici altul ceea ce ați făcut. Ca niște oameni mari, maturi, da, domnule, am cacarisit-o, am greșit-o, n-am făcut bine. Nu mai încerca să găsiți scuze, că nu vă ajută cu la nimic. Mai mult îl face și pe celălalt să caute scuze. Trecem la rac sau cei cu ascendentul în rac. Vedeți, vă spuneam ieri că v-a aprit acea conjuncție, dar acum să vorbim de soarele prin casa 10-a și de luna asta prin casa 6-a, bineînțeles, vorbim de toată zona profesională. Cu cât lucrați mai bine cu colegii, cu atât veți fi mai bine văzuți. Nu vă dezlipiți de colegi, de parteneri, pentru că nici proiectele nu vă vor ieși așa cum vă doriți. Lucrați în echipă, cum s-ar spune astăzi. Trecem la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. În prima fază vorbim și despre, cum să vă spun, rezistența la schimbare pe care o aveți în aceste zile. Soarele în casa nouă vă zice, hai, fă un pas mai departe, hai, mai pune un pas, mai noi teritorii. Dar e undeva o rezistență, vedeți că și eu mă mișc aici, bat în picior. Poate că vecinii de jos auzi ce fac eu acum. Că suntem în casa presei libere, cine știe ce instituție este mai jos de noi. E rezistența la schimbare în voi, ei nu vreau să mă gândesc în perioada aceasta. Și se întâmplă ceva la serviciu și hop, nu vreți. Se întâmplă ceva în relație și hop, nu vreți. Și vă opuneți oricărei schimbări. Și pierdeți multe oportunități așa. Trecem la fecioară sau cei cu ascendentul în fecioară. E, voi ați fi dispus să riscați. Aveți o nevoie față de
vecinii voștri, le voi ați fi dispus să riscați, doar că s-ar putea să riscați mai mult decât este cazul. Sau știi ce? O să aveți tendința să supracompensați. N-am făcut tot anul trecut, asta fac astăzi într-o zi, tot ce n-am făcut anul trecut. Unde simțiți nevoia de supracompensare, vedeți că e ceva în spate acolo. Încercați să vă dați seama care e buba. Trecem la balanță sau cei cu așenetul în balanță. Voi supracompensați la locul de muncă. Că poate v-ați dat demisia și te sunt preaviți și acum vreți să arătați, domnule, ce bun ați fost și că o să le pare rău tuturor. Sau poate v-ați angajat recent și ziceți, trebuie să le demonstrez oamenilor ăsta de ce sunt în stare. Sau pur și simplu sunteți într-un loc de muncă și n-ați mai primit atenție în ultimul timp. Și ce faceți? Vă sacrificați, vă băgați și în aia, și în aia, și în aia și nu faceți nimic. Deci aveți puțină grijă. Trecem la scorpion sau cei cu ascendentul în scorpion. Atâta timp cât vă bazați pe muncă, lucrurile sunt mai bune astăzi. Că dacă stați și vă certați cu partenerul, dacă vă stați și vă certați cu familie, dacă vă pierdeți timp gândind la astea, nu ajungeți la nicio soluție, la nicio concluzie. Muncă. Muncă, făcut curățenie prin casă, făcut cumpărături, chestii cât mai simple și trece perioada mult mai ușor pentru voi. Trecem la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător. Vorbim aici de nevoia voastră de a vă opune. Poate la o ieșire în oraș, poate la o discuție cu prietenii. E ceva astăzi care vă ține pe loc, vă ține în piuneze așa. Luna în continuare prin semnul vostru, toate planetele alea în casa a patra. Sunteți așa trepidați, dar nu prea aveți simț practic asta. Nu prea treceți la fapte și, pe de altă parte, cred că e o frică interioară și ar face bine să o descoperiți, ca mâine să o, cum să vă spun, să o combateți, să treceți peste. Trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Haideți să vorbim la voi, bineînțeles, de toată zona aceasta financiară, că e destul de importantă, și de partea de investiții. Grijă ce spuneți. Cuvintele astăzi pot însemna pierderi materiale. Sau pot însemna câștiguri materiale. Depinde de voi cu cine vă aliați, cu cine vorbiți. V-aș recomanda să nu vă ceți către oameni inferiori. Senzația este că sunt eu mai puternic, că sunt eu cocoș, că le arăt. Nu. Astăzi întâlniți-vă cu oameni deștepți. Cu cât mai deștepți oamenii, cu atât mai bine pentru voi. Trecem la vărsători sau cei cu ascendentul în vărsător. Dacă ați putea să-i schimbați pe toți din jurul vostru în perioada asta, ce bine ar fi, nu-i așa? Ar fi viața perfectă, dar v-ați plictisit pe urmă. De fapt, vă cam plictisiți și cam vreți să se întâmple ceva și căutați ceva așa extrem, dinamic, efervescent. Aveți chef de viață astăzi, da? Doar că oamenii din jurul vostru nu toți au chef de viață și va fi greu să vă găsiți aliați. Asta este una dintre acele zile în care trebuie să luptați pentru fiecare aliat pe care îl dobândiți. Fie la locul de muncă, fie în familie, fie, nu știu, pur și simplu la un eveniment. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești. Gândul la bani. Bani și arăși bani. Și de unde faceți bani și cum învârtiți banii și unde îi cheltuiți și cum îi faceți mai mult și cum îi mulțumiți. Mulțiți bani. Banii. Ba chiar vă recomand o perioadă bună de acum încolo să fiți foarte prezenți în tot ce înseamnă zona financiară. Să vă uitați pe card câți bani aveți. Să vă uitați în contul de economii. Să vă uitați dacă v-ați plătit ratele. Să vă uitați unde mai puteți negocia factura la internet, factura la energie. Aveți grijă unde mai puteți mai tăiați din costurile acestea inutile sau unde vă puteți crește veniturile mai serios. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu mine mâine.